Hei, bună tuturor și bine v-am regăsit la un nou videoclip pe acest canal. Deci, o să vă zic un secret. Data când filmez acest intro este 8 iulie și următoarele lucruri pe care urmează să le vedeți sunt de pe 24 iunie. Deci, a trecut ceva pentru că am uitat să fac un intro. Și îl fac acum pentru că acum urmează să postez videoclipul pe YouTube. Așa că să vă spun ce să facem în videoclipul de astăzi. O să vă prezint experiența mea cu examenul, evaluarea națională de clasa 8-a. Și apoi o să vă iau cu mine în zilele de după, pentru că am organizat o excursie în care ne-am sărbătorit și banchetul. Și o să vă explic câteva lucruri despre asta și despre examen. Și da, sper să vă distrați, să... Enjoy. Da. Azi e ziua examenului la română. Oh my god. Ulea, ce-i cu pe meu? Wait a minute. Better. Ok, deci... efectiv, sunt foarte tristă pentru că nu prea am avut ce să mă îmbrac. Stai în ce m-am îmbrăcat azi. Inițial, voiam alt cumva, doar că am pus pe story cum vi se pare, pentru că eram sceptică în ceea ce privea acel outfit și mi-a zis, nu, mi-a zis o persoană, nu, în tot timpul pe care l-am lăsat, dar a fost de ajutor pentru că și eu credeam același lucru, dar, în fine, faza e că aproximativ toate tricourile mele, bine, nu toate, dar alea îmi plac cel mai mult, sunt crop top-uri, da, adică sunt scurte și n-am voie cu așa ceva la școală, așa că asta e varianta care se poate. Ne descurcăm cu ce avem. Deci, de asta se stresează Maria cu câteva ore înainte de examen, chiar cred că una, nu știu cât ceasul. Da, am avut emoții aseară, abia că am putut să dorm, faza e că tot ce visam așa, ca și cum era matematică. Păi ce o să fac când vine examenul la mate? Acolo e beleaua. But it's gonna be fine. It's gonna be fine. Nu știu, mai trebuie să mai iau ceva la mine în afară de buletinul și o sticlă de apă care și pe asta o iau degeaba și penarul. Bine, cu câteva lucruri. A venit de la examen. A venit de la... What? A venit de la examen. Am scris creat cu 2D. But it's ok. Dacă ai singura greșeală, am 9,90. Bine, textele sunt interpretabile. Păreți ok. Bine, că nu știu baremele. Trebuie să știu baremele să văd măcar dacă am luat 9,90. Bă, dar ce frustrant! Știți de ce e frustrant? Pentru faptul că eu mai întâi am scris creat cu un singur eș. Apoi ce să gândești, Maria? Hai să-l tai. O trebuie și să întreb acolo că pot să scriu dedesubt, că nu mai am loc în continuare. Și-am tăiat ce era bine. Aia e. N-am ceva ce nu pot să dau timp înapoi. Sper să fie singura greșeală. Sper ca textele mele să fie interpretate ca atare și să fie bune. Și să iau 9,90. Oh, sunt tristă. Neața. E 25. Ce? Nu, e 24. Aseară am putut să dorm. N-am avut nicio problemă, mă bucur. Dar mereu a fost așa gen... Că la primul, normal că ai mai multe emoții, chiar dacă la mate am mai multe emoții decât la română. Acum nu am niciuna, dar gen, în general așa, pentru că română a fost prima, normal că au fost mai multe emoții acolo. Numai pentru faptul că m-am obișnuit cu ideea acum. Abia aștept, deci și ieri tot ziceam asta în continuu, abia aștept să dau examenul ca să scap de... Deci imaginează-ți că peste 3 ore eu o să mă întorc acasă. Și n-o să-mi mai pese de nimic! Oh my god, abia aștept! Doamne! Doamne! Deci astăzi o să fie o zi atât de aglomerată. Haideți să vă zic ce trebuie să fac azi. În primul rând și cel mai important, mă duc la examen. Adică dau primul cel mai important examen din viața mea. Și după trebuie să vin acasă și să-mi fac bagajele. În același timp să fândesc și baremele de pe net, că cu siguranță o să vreau să văd ce notă iau dinainte ca să știu dacă atunci când vin notele vreau să dau contestații sau nu.
Apoi trebuie la 5:30 să mă duc cu sora mea să facem poze cu un prieten. După trebuie să mă întorc acasă, să fac baie și apoi să mă pregătesc să mă culc, pentru că mâine mă trezesc la 6, ca la 7 să fiu pe stadion, pentru că de acolo ne urcăm în autocar. Deci abia aștept să dau examenul ăsta, să mă întorc acasă, o să fiu cea mai fericită după ce mă întorc acasă, chiar dacă nu am. Bă, probabil nu, probabil o să fiu mai întâi. Doar ce-am făcut la examen, dar o să fiu fericită în același timp, pentru că am terminat în sfârșit cu toate astea. Ne vedem după examen! Hello! În caz că vă întrebați de ce e întuneric, să știți că e pentru că sunt trase rulourile, pentru că dacă nu intră lumina în casă, căldura în casă, pentru că sunt afară vreo 30 de grade sau 31, umitat, și sunt ca 35, so no thank you. Așa, deci acum eu mă pregătesc, pentru că trebuie să mă duc să fac poze cu un prieten și cu sora mea. Să facem poze ca lumea, gen cu cameră. Super tare, abia aștept. Am tras asta să mă vedeți mai bine și să mă văd și eu mai bine. Deci, probabil vă întrebați cum a fost examenul. Mi se pare că a fost mai greu decât testele de antrenament. Where am I talking about that? Ok. Mi se pare că a fost mai greu decât testele de antrenament și decât simulare pe care am avut-o. Ceea ce e destul de sad. But ok. No, nu mai pot să mai dau timp înapoi, așa că hai să nu mai discutăm despre asta. Și sunt gata. How do I look? Gorgeous. Ok. Îmi place super mult cum m-am machiat. Dar voi nu vedeți efectiv? Gen, efectiv nu se vede tot pe cameră atât de bine. Eu în oglindă sunt mai diferită. Asta e clar exemplu că camera nu poate capta adevărata frumusețea oamenilor, așa că dacă vă simțiți urâți în poze, să știți că sunteți numai în poze, nu și în realitate. Da, deci acum așa plecăm de casă să facem poze, abia aștept. Dimineața e 25 și eu acum m-am trezit să mă pregătesc pe în excursie. O, da, e 8 ceasul și sunt foarte obosită, frate. Și uitați că trebuie să plec în excursie și când mi-a sunat ceasul, în gândul meu era ce fericită sunt că nu trebuie să mă duc la școală și o să-l închid și o să dorm după. Da, da. Sigur. Da, deci acum mă duc să mănânc. Deci nu mă gata să-mi fața și păr și Doamne, mi-e somnă. Ok, ne vedem când o să arăt a mai om. Am revenit, arăt a mai om. M-am îmbrăcat super lejer ca să pot stă un autocar super bine și faza e că nu ajungem la hotel până diseară și noi până diseară mai trebuie să mai mergem și la un parc aventura, așa că trebuie să fiu îmbrăcată în haine în care eu pot să mă mișc, așa că m-am îmbrăcat așa. Nu vedeți, haideți pe hol să vă arăt. Outfit of the day. Da, efectiv mi-am luat tricoul ăsta larg și pantaloni ăștia scurți pe sub și asta e tot. Și e foarte lejer și mi se pare chiar fain. Adică, nu știu, îmi place. E tare. Și acum mă pregătesc să plec. Acum și în câteva minute cred că chiar plec. Și nu știu când o să ne mai vedem. Îmi pare rău, vlogul ăsta a fost un mare haos, pentru că efectiv nu am avut timp să filmez atât de multe lucruri. Adică ieri, de exemplu, am fost și am făcut poze. Au ieșit super faine pozele. Geniale. Dar nu am avut cum să filmez de pe acolo, pentru că eram ocupat a face poze, știi? Gen, da, în fine, poate am timp să filmez în excursie. Adică o să-mi fac timp neapărat. A? Doamne, deci ador ochelarii astea. Ăștia. Ok. Doamne, de ce arăt mult mai bine în viața reală decât pe cameră? Nu contează, asta e important, să arăt mai bine în viața reală decât pe cameră. Că unele arată mai bine pe cameră decât în viața reală. Suntem în Voroneț și suntem acum la o pensiune și mă dau pe o... Nu știu ce e asta. Tocmai ce am mâncat. Suntem așa cu natura în spate. We love nature. Deci noi acum cu trei rămpăduri. Dacă vede diriga asta. Deci noi acum cu trei rămpăduri. Adică tu vezi pe când ne-a lăsat în pădure ca să întrebi de ce sunt păduri. Ia ianul sunt păduri. Dar în fine, nu cu trei rămpăduri, o alee. Deci asta înseamnă că e bine. Dar în fine, nu o să ne ducem mult, ne ducem până acolo. Dacă ajungi pe mine, nu ducem mult, da. Nu, am fost cu tiroliana peste lac.
credeam că... Nu e la... E apucat de cuțire. Este rău, scuze, a fost my mistake. Așa, am văzut cuțirul Liana peste râu. Mă așteptam la ceva mai... Unde mă stau, by the way? Da, aici. Asta. Mă așteptam la ceva mai wow, bă. Da, a fost așa, wow. Ce mă speria. Andreea! Da, Sita. Dacă aveți miere la voi, suntem în siguranță. Miere? Da. Eu sunt dulce ca mierea. Eu sunt agricat. Așa, deci... mergem mai încolo de curbă? Nu. Nu, nu mergem. Vreau să văd ce voi. Ok, ne uităm și după plecăm. Adică ne uităm de la depărtare. Mi-arunc ochiul ăla în cor. Da. Care vă? Andreea! Uite, e nimica. Mergem into the unknown. Ba da, sunt oameni. Hai să mergem alea acolo. Dacă ba nu! Ai teren. E teren a oamenilor. Îl... Ciu-ciu-ciu. Da, bun. Și următoarea... Tună! Tună! Și în pădure și tu... Colegii noștri sunt la piscină. Alții se duc Parc Aventura. Alții se duc acum în Parc Aventura. Noi sunt în pădure. Și noi trebuia să ne ducem, doar că am zis că n-avem timp. Că e două ori durează și... Avem, din de acolo nu contează. N-am mai mers, că avem și noi în Bacău mai mari și mai fain. Și mă duci în Bacău, mergem în Bacău? Da! Bine! Bine! Ăla e cumva un skate park? Hai, dai, uite, intrarea interzisă. Oh, da, ce, ce șmecher arată! Ah, hai să vă arăt și vouă! Arată foarte drăguț. This peisaj. Trebuie să prezint că în așa Marie, una moare de frică, din grijorări și overthinking și una care m-a merge. Următoarea noastră oprire o să fie la hotel, nu? Da. Deci o să mergem la hotel sau la pensiune unde stăm, noroi. Și acolo nu știu ce o să facem, singer. Da, nu contează. Am dat cu capul de el. Da, da, ești ok. Astfel este 16.39. Cu cine? Harry Styles. I love you, ma. Așa. Și da, până la 6 mai cutrinăm. Îți lac frumos. Mai lasă! Ia pe curgătoare! Racul ia ustăzătoare! Ai terminat cu observ că știu. Dacă aș la geografie... Am fost și olimpică la geografie. Se vede, se vede. Se vede, se vede. Băi, doar îmi vine așa, îmi vine să zic. Nu că nu știu care și cum e. Da. Băi, dacă mergi la un lac, mă reuți zero frumos. Ne vedem la hotel, că-și bat astea joc de mine. Ok, deci știu că nu sunt în hotel, probabil vă întrebați ce doamne, adică mi s-a întâmplat Maria. Ei bine, n-am mai filmat deloc nimic, efectiv. Pur și simplu am fost preocupat să mă distrez. Da, vă imaginați, am fost într-o excursie, nu puteam să filmez tot ce fac pentru că am fost acolo să mă distrez, mă relaxez. Și da, n-am mai filmat. Dar pot să vă fac un scurt rezumat a ceea ce am făcut în excursia ta. Deci, ultima dată când ne-am văzut, eram în Parcul Arniș, pe lângă Câmpul Lung, ceva pe acolo, cred. Și acolo, cred că înainte să vorbesc cu voi, v-am zis că m-am dat cu o tiroliană. Da, înainte. Dacă găsesc un videoclip, o să vă arăt și cum m-am dat. Dacă nu mai puteți vă imaginați, m-am dat cu tiroliană peste un lac. A fost mă așteptam la ceva mai mare, adică eu sunt obișnuită cu chestiile din astea, cu adrenalina și chestia asta, dar a fost ok. Apoi în ziua aia n-am mai făcut nimic, ne-am întors acasă și am făcut o... acasă, nu. Ne-am întors la pensiune și am făcut o mini-petrecere. O, nu, bate pufii la ușă. Am făcut o mini-petrecere, am dansat și am cântat până pe la vreo două noapte și apoi ne-a trimis la culcare, valeu, nu mai așteaptă pufii. Dansi un puf! După ne-am culcat, cum am zis, pentru că ne-au trimis la culcare și ne-am trezit apoi la 9. Ne-am trezit la 9, am luat micul dejun și apoi am plecat cu mocănița. Ne-am plimbat cu mocănița, deci cred că asta a fost lucrul meu preferat pe care l-am făcut. În caz că nu știați, ador trenurile. Nu știu de ce, pur și simplu ador trenurile. Și acum am mers și într-unul, mi-a făcut câteva filmulețe și mie, ca să fac poze singură, pentru că nu avea cine să-mi facă poze faine. Și am încercat să-mi fac singură. Bravo, Maria! Bravo, Maria!
cam eșuat, but it's ok. Cum aș putea eu să-mi fac poze singură, dar aia, rămâne aici în gând. Am filmat alea și peisajele, dar am filmat, cred că vreo 8 minute, așa că nu pot să vă arăt de toate. a fost superb, chiar a fost superb. Apoi ne-am întors din nou la pensiune, pentru că această călătorie cu mocănița a durat 3 ore. Așa că a fost destul. Nu mai știu, cred că după ne-am dus să mâncăm undeva. Sau nu mai știu, sincer, deci chiar nu mai știu. După seara am făcut o petrecere, petrecerea care era ca și cum banchetul nostru. A fost super fain. Ne-am distrat. Am stat la petrecerea aia, cred că până pe la vreo 3-4. Și apoi am plecat în cameră la vecinii de lângă noi, adică la niște prieteni, la niște colegi. Și am stat acolo până la 5. La 5 ne-am dus să căutăm răsăritul. Am stat acolo ceva vreo 20 de minute, cred. Am reușit să fac câteva poze mișto, dar nu prea am văzut răsăritul pentru că eram la munte, na, imaginează-ți. Și da, apoi am stat, cred că până pe la vreo 6. Și apoi am zis, hai să mă duc să mă culc. Nu mi-era somn, dar am zis să am și eu acolo niște ore dormite pentru că mă așteptam să fie obosită după și chiar am fost. Am dormit până la 10, am dormit și eu 4 ore. Cât am apucat. Și după am plecat tot așa, am luat micul dejun și apoi am plecat. Ne-am strâns bagajele din camere, le-am dus în autocar și apoi am plecat în drumul nostru spre casă. Am fost și pe la Mănăstirea Voroneț. Eu am mai fost acolo odată, că am mai fost într-o excursie în clasa 5, așa am fost și la Voroneț și la Muzeul Oului, unde am fost și în excursie. Acum din nou am uitat să vă zic despre asta, dar în fine nu a fost interesant, cel puțin pentru mine, erau niște ouă, în fine. Și da, după ce am plecat acolo de la mănăstire, ne-am dus în sfârșit, ne-am dus să mâncăm și după ne-am dus către casă. Eram toți extenuați și da, după am ajuns acasă. Da. A fost fain, m-am distrat. Chiar îmi pare rău că n-am putut să filmez. Dar, efectiv, cum v-am zis, eram într-o excursie, nu puteam să filmez tot ce făceam. Dar totuși v-am luat pe voi cu mine în această călătorie, să vedeți cum m-am distrat după examene. Și mâine vin notele, abia știu să văd. Nu știu dacă să continui acest vlog până mâine, ca să zic și rezultatele, dar nu, cred că o să-mi chem aici. Probabil o să vă spun în comentarii dacă mă întrebați sau pe Instagram. Și așa că tot am ajuns aici, Instagramul meu este acesta. Puteți să-mi dați follow. Și da, vă mulțumesc că ați urmărit acest vlog care a fost un pic un haos, dar nu contează, hai să mai întâmplă. Dacă vă plăcut, nu uitați să dați un like, un share prietenilor voștri și un subscribe. Vreau să vă spun că eu mâine plec la mare. Știți ce înseamnă asta? Vloguri la mare. Oh, da. Can't wait. Știu că și voi abia așteptați pentru că mi-am zis, mă tot întrebați dacă faci și anul ăsta vloguri la mare. Și eu vă ziceam, da, of course. Deci, da, următorul vlog pe care o să-l vedeți o să fie prima zi la mare. Mi-am făcut un program cu ce să filmez. O să trebuiască să improvizez. Ok. Da, deci cam atât. Aici se sfârșește. Bye, ne vedem!